Pe vremuri, nu ni mesagerul se care venea cu înștiințării urâte îi se tăia capul. Mie tăieți-mi microfonul și nu mai vorbesc dacă e nu-i ceva. Nu-i cazul. Dar știți cum este maestră când se spune? Zice, uite ce spune aici, ești frumos, deștept, ești blând, ești iubitor. Uite ce spune, că ești cam încăpățânat, cam satrap, cam... Asta nu se poate. Asta nu, aici nu mă regăsesc. Da, e bine întotdeauna să știi ce zodie e cel pe care te-ai îndrăgostit de el, pe care ți-l dorești sau de ea. Pentru că sunt lucruri care chiar se potrivesc. Adică pentru că sunt multe lucruri pe care, uite... Te înhami să le treci cu vederea sau nu le treci cu vederea. Exact așa. Vă ascultă, maestre. Păi, hai să o luăm cu începutul, berbecul, da? Zice că oamenii născuți în zodia berbecului nu strălucesc de obicei în profesia pe care și-o aleg. Sunt mari închipuitori de planuri care, pe parcurs, încep să-și piardă din valoare, se pierd, se duc și nu reușesc să le ducă până la capăt. Deci, pe cât sunt ei de forțoși, de tenace, de explozivi, ca parte benefică, nu au o voință și nu-i ține benzina, ca să spunem așa, pentru a-și urmări până la sfârșit un țel pe care l-a stabilit. Berbecii, în schimb, nu suportă singurătatea, sunt adesea dependenți de alții și se manifestă ca niște inși mai superficiali. Egoiști, berbecii sunt și nestatornici în iubire. Și se mai spune despre berbeci că sunt și oameni slabi din fire, cu toate că tind să epateze prin curajul ăla debordant și prin explozia acțiunilor pe care le fac, pentru că sunt controlați și dirijați de planeta. Au o aparență Marte. De putere, adică dau sentimentul ce este, că ești exact, cineva foarte puternic. Ce este, berbeci. Este acea poleială cu care de multe ori ieșim la drum și când ne râcăie cineva și ne ia poleiala de aur, mai găsim că poate să fie și un metal. Dar cine ne râcăie, ca să zic așa? Cine poate e bine, e bine de obicei femeia așa? Unui berbec, nevasta unui berbec, întotdeauna să păstreze un mister față de... Adică să nu-i spună tot. Da, pentru că el își pierde foarte repede interesul față de femei, de nevastă. A cucerit-o, pa, la revedere. Deci e în grădina lui și ea trebuie tot timpul să păstreze un mister, ca să mențină, pentru că el se duce, duce după altele. Aia când, deci ajungem, a cucerit... când ajungem cum cuceresc femeile. Bă. Auzi, de ce te bași tu să strici aici? Vedeți, uite, când nu ești între două femei, ai minoritate, dacă vezi, am 33%. Parte, eu nu sunt aici. Eu sunt critic, eu vin numai cu partea spuneți negativă. Spuneți, hai să spuneți. Vedem taurul, care taurul, deși da? Pare impresionant prin statura, prin alura lui, de fapt e un tip mai banal, mai lipsit de strălucire, este ceea ce se numește un om terestru, bine ancorat în pământ, lipsit de ideea zborului spre înalt. El este tărn paște în curtea lui, în grădina lui, și de multe ori nu-i convin lucrurile complicate sau nu vrea să se complace în alte lucruri noi, în ceva care să vină să-l destabilizeze, pentru că este un conservator prin felul lui. Comozi, cum se mai spune așa, pentru că sunt gurmați, merg acolo, stau în sosul lor, cum s-ar spune. Știi, și nu prea ies la... Nu vor să fie deranjați. Mai are și un defect. Nu știe să-și selecteze prietenii. Îi ia, îi acceptă, dar în momentul când au reușit, taurul foarte greu să enervează, dar acei așa zici prieteni pe care i-a selectat, când ajunge să-l aducă la paroxism pe taur, să ne ferim că blândul taur nu mai e acel blând taur și nu o să mai, Rudolf nu mai merge cu floricica aia, știți, la desene animate, că era un tăuraș frumos, Ferdinand Rudolf. Fernando. Eu am zis Rudolf, că am văzut și alte variante copiate după Walt Disney. Ferdinand. Într-o relație cu Ferdinand. Taurul... Ferdinand, Rudolf era renul, maestră, i-ați încurcat. Da, și renul. Ăla venea cu flori de gheață în dinți, da. Zice că într-o relație cu Taurul nu poți conta pe el până la capăt. În schimb, gemenii, cei născuți în semnul acesta zodiacal, sunt exact ca vremea. Când ninge, când plouă, când e soare, când e furtună, când e vreme bună, pentru că sunt năvalnici și se vor ocupa fără să-și dea seama mai mult și ocupă ei mai mult loc sub soare în detrimentul altor persoane. Și acest lucru de multe ori îi face mai puțin agreați. Sunt cad mai repede în disgrație și, ce să spun,
mai ales în locul de muncă, la locul de muncă, colectivul unde își desfășoară activitatea un geamăn, nu-l prea iubește, că mai e și clevetitor și bărfitor câteodată. Dar sunt ușor de convins și vor pune întotdeauna problemelor asociațiilor lor. Da? Pentru că ei, dacă ei convins că nu știu ce partener sau ce coleg sau șef e mai afurisit, el va ține cu tine, merge până în pânzea la arbi, dar fără să verifice. Superficialitatea asta de multe ori le dă, că sunt leneși, le aduce leneși. Multe necazuri. Sunt leneși? Da. Și din cauza leneviei lor suferă parteneri. Păi că sunt leneși și aia e treaba lor. Înțelegi, dar mai sunt și bătuiți de multe ori și de patim. Da? Se întind mai mult decât le, îi țin cureaua, decât e omenește, și de aceea de foarte multe ori gemenii cad în situații penibile. Se mai întâmplă și treaba asta, dar nu-i certăm, e natura lor. Racul, în schimb, ăștia sunt mari mâncăi, mari băutori și adevărații robi ai stomacului, ai burții, ca să zicem așa. Le place mai mult, deci, să fie... Deci rașii dezvoltă dependențe intrase a culinare, da, da, și bachice. Da, fantastic de mari. Da. De multe ori mai le asociază și taurul, o parte din el. Dar taurul nu este mâncău, el este gurmand, el mănâncă finețuri, bunețuri. Deci nu se repede așa, cu excepția taurilor care au îmbrăcat sutana și sunt popi. Iertați-mă. Da, vreau să vă întreb ceva apropo de asta. E adevărat că dacă în zodia ta este că ești mai gurman și ești mai, mă rog, îți place mai mult mâncarea, asta te ajută să te îngrași mai repede sau să slăbești mai repede? Că se pretinde că e firea ta să fie așa, poate nu pui pe tine atât de mult, mă gândesc. Păi nu, că dacă se asociază și cu porția aia de somn în plus, deci racii sunt niște somnoroși în permanență, ar dormi non-stop. Deci lor nu le ajung 7 ore sau 8 ore de somn. Ei ar dormi mult mai mult, au nevoie deci, de... Deci somn și mâncare, somn, astea asociate, spre zna, toate asociate astea pentru... și cu lipsa unor mișcări de multe ori, asemenea berbecilor, sunt ființe slabe pe dinăuntru. Mofturoși de multe ori le fac viața grea celor din jurul. Și cu toate astea spun că nu ei sunt autorii, ci ceilalți. Nu înțeleg. Dar ei sunt foarte sensibili în principiu. Dacă ai convins un rac să nu mai fie supărat, înseamnă că ai învins răul supărărilor, știi? A, da? Da. Păi ei sunt foarte supărăcioși. Ia încearcă tu să convingi un rac numai să intre... Numai dacă simte că îi aduce o critică ușoară, imediat se supără. Racii sunt foarte supărăcioși. Da, păi sunt foarte supărăcioși. Afară de minunea asta, în societate, un rac te poate dispera. Pentru că de multe ori tună și fulgeră, încearcă să-și impună punctele lui de vedere și cu toate că el e un pic lene și puturos, nu face altceva decât să-i pună pe alții la treabă. Deci, știi, chestia aia psihologică, cam ce nu-mi place mie, trebuie să văd la altul și să reproșez. Se spune despre rași că sunt invidioși și repede mânioși. Deci se enervează fantastic. Repet, vreau să fac așa o nu mai repeta. Păi nu mai repeta, că nu ne ajunge timpul. Aceasta, nu, este important să zic asta, pentru că deci nu trebuie să vă speriați. Astea sunt defectele, cele mai mari defecte ale zodiilor. Deci nu asta ne caracterizează. Adică stați un pic să vedeți la balanță ce e teroare. Dar nu asta ne caracterizează. Avem însă și defecte. Trebuie să apreciem că până la urmă, calitățile nu suntem doar din bune. O să încununeze. Știi că ce e la bază, întotdeauna e mai neplăcut, că cu pantoful și cu picioarele umbli și prin exact noroi așa. Și prin ploaie și în zluat. Dar dacă poate să fie părul fixativat ca lumea, poate să fie vântul și de 120 de kilometri la oră, că fixativ ăla rezistă. Rezistă. Așa, și rezistă, ne ducem la reclame care așa. Ne amuză și ne distrăm. Bun, hai să vedem acum că aici o să iasă un pic de discordie leu. Cineva o să conteste și nici eu nu-l contest. Spune că nativii din această zodie sunt niște mari egoiști, ei și numai ei, contând în viață. Din acest motiv, lei sunt și răzbunători. Închipuiți cum sunt, acceptă lezne lingușirea. Lei țin foarte mult la propria lor imagine și de aceea nu vor pierde niciun moment și niciun mijloc pentru a-și îmbunătăți imaginea. Deși foarte puternici, lei nu-și vor putea face prea ușor o ierarhie a valorilor și de aici pornind, nu vor putea să înțeleagă prea bine pe cei din jur. Ăsta e psihologul care a scris. Eu nu sunt de acord pentru că am înțeles că nu toți leii sunt așa. Dar numai leii care ajung șefi sunt cei care acceptă periuța fantastic.
Și cu ăsta m-am lovit. Păi nu, dar Lidia este aici. Dar Lidia nu e șef. Cel mai mare defect al tău care este? Eu am multe defecte, să știu. Dar cel mai mare. Lasă-l, că nu e nu cel mai mare. Toate sunt mari și mici. Deci când îl cauți e mare și când îl desfaci e mic. Corect, da. No, dacă te-am pus să măsori defectele, înseamnă să faci cea mai mare greșeală. Că zici că trebuie prea mult material ca să poți să-ți faci o rochie sau un costum. Că sunt prea multe defecte. Nu pot merge la compromis decât dacă este în avantajul meu. Uite, pot să vin la compromis numai dacă mă... îmi arăți negru pe alb că e ceva de găsit acolo, de câștigat. Dacă altfel, ai o motivație altfel, și un n-am interes. N-am nicio motivație, niciun interes, nu mă interesează și nu merg la compromis și dacă am mers la compromis este să câștige toată lumea. Altfel? Da. Altfel? Păi ori propriul tău interes, ori să câștige toată lumea? Nu, da. Deci merg foarte greu. Dar dacă merg, este să mă convingi cu negru pe alb. Așa? Și dacă merg la compromis, este să câștige toți. Așa. Deci, ori să fie un avantaj personal foarte mare, ori dacă să câștige foarte pentru multă mine, lumea. Să câștige am toată înțeles. Lumea. E ok. Asta dacă e ok. Nu, par eu am înțeles. Așa. Da, da, nu, sunt știi că cum se manifestă asta? Dacă e foarte mult, îl iau eu. Dacă e puțin, împărțim toți. No, dar noi erau președinte de colhoz când eram eu mică și spunea, împărțea odată carne colhozul și zicea. Colhozul fiind e un fel de CAP, așa. Da, da. Da, asta e, asta, fermă, așa trăia da. Lumea, da? Logic, da. Și era la sărbători de fiecare dată, la toată lumea de acolo, li se dădea bucată de carne de porc, de vită, ouă, carne de pasăre. Că așa era. Se împărțea la muncitori. Și a venit președintele, tăia să vit acolo și el făcea, asta e bucata mea, asta e, tot eu o să o iau și asta tot a mea o să fie. Știi, ceva de genul cam așa, da. Cam așa. Fecioară, maestre? Fecioara cu fecioară o să avem de furcă, pentru că în general, zodia asta fecioarei poate exaspera pe toată lumea prin metodologia lor, prin tiparul lor, prin, nu știu cum să zic, genul lor prusac, nemțesc, să facă totul perfect, extraordinar, cu ochii pe toată lumea, să nu miște nimeni în frunt și toate să se întâmple așa cum vor ei. Sunt mult prea serioși, prea severi, prea lipsiți de spontaneitate și mult prea ordonați. Intimitatea, în schimb, a nativelor și nativilor fecioare este o cetate de necucerit. Și din cauza asta tot le atenționez eu. Vedeți că a venit vungiu peste voi. Dacă îl ratează și luna asta, nu le mai zic nimic. În general, viața cu tumultul ei place foarte puțin nativilor din zodia fecioarei. Deranjați din tiparele lor care sunt bătute în cuie de ei, cei născuți în fecioară pot deveni violenți, capabili de o răzbunare pusă la cale în metodă nemțească, matematică. Vei fi în ceasornicar. Știi cum te pregătești așa? Deci răzbunarea vine step by step. Nu scăpăm. Hai să vedem ce fac balanțele. Vedeți câte defecte au balanțele și ne mândrim cu ele. Că dacă nu sunt ale noastre, nu le putem lua de la alții. Se zice despre oamenii balanță, că fiecare balanță e cu defectul ei. Aici nu există ca la celelalte zodii 1, 2 sau 3 defecte pentru nativii, toți nativii aflați sub acest semn. O concluzie se poate desprinde că oamenii născuți în balanță au defecte și cu asta trage în linie. De pildă, balanța își va strica echilibru dacă va da de gustul banilor. Dacă balanța va putea suferi din cauza asta de megalomanie, mai devine și avară, zgârcită, mai devine și lașă de multe ori. Dar nativii în balanță pot fi în anumite împrejurări și leneși sau pot da dovadă din încăpățânarea aia prostească să cadă chiar în latura cea mai de care fugim toate balanțele, de prostie. Deci, atenție ca balanțele să nu se contaminează foarte repede. Să știe, defectul lor este că se asociază cu toți, cred că toți sunt la fel și în momentul când s-a asociat cu un prost, se contaminează și el. Și cred că remediile o să ni le dea Lidia pentru viermea intestinală. Că acolo se mai asim. Bun, hai să vedem scorpionii. Deci balanțele, dacă se asociază cu proști, practic sunt... Da, se contaminează. Voi trageți foarte mult, că aveți o latură foarte interesantă. Sunteți de multe ori nehotărâți în a lua o hotărâre. Asta este principală. O amâni și când te întreabă, ce zici, da sau nu?
Spui, nu mai întreb, nu mă interesează. Aia sunt oscilanți, așa, nehotărâți, nu. Sunt hotărâți, dar oscilează până seara. Și de multe ori pierde ocazia. Bine, păi alea sunt puse toată ziua pe tapet. Astea sunt alea care nu erau puse pe tapet, sunt mai ascunse. Exact. Hai să vedeți Scorpion. Asta cu mânia și cu furia și cu toate astea la balanță, e foarte adevărat. Este foarte adevărat. Hai să vedem ce facem. Nu, pentru că balanțe, ce se întâmplă? Foarte colerice, dacă n-au, exact ca și lei, dacă n-au motivația și nu li se dă, ca să ducă spre zona aia de bani, lor trebuie să li se dea o motivație. Și de acolo încep să decurcă toate. Iar dacă nu există motivația, o balanță, indiferent că e bărbat sau femeie, și nu e cineva care să impulsioneze, tind spre lene. Ăsta e unul din cele mai mari, cele mai mari calități ale lor. Deși sunteți foarte norocoși. Da, zice, nu lăsa pe azi ce poți să faci mâine. Și ce faci mâine, să lași pe mâine. Deci asta ar fi deviza balanță. Hai să vedeți deviza Scorpionului. Pot fi mărginiți, au limite care nu trebuie depășită și n-ai să poți să-i scoți de acolo. Doamne ferește! Le lipsește inițiativa, energia și de aceea nu odată sau de alte de ori se vor complace în posturi cât mai simple de execuție. Că nu vor să-și bată capul, să conducă, să ia acțiunea pe cont propriu. La fel ca și zodia alăturată, caută anumite împrejurări favorabile lor, dacă nu sunt favorabile, sunt niște leneși la fel de mari ca și nativii din balanță. Priviți de la distanță, Scorpionii par niște oameni efectiv rupți de lume. Sunt pierduți. Cam asta e. N-au foarte multe, dar două bune și cu astea. Hai să vedem cu săgetătorul. Săgetătorul, cum spuneam de multe ori, este singurul care are o doză fantastic de mare de irresponsabilitate. Irresponsabilitate. Da. Sunt gafuri, fără să-și dea seama, greșesc cu nevinovăție, nu iau în calcul riscurile, eșecurile, merg undeva, e tot o zodie de foc, dau cu capul în gard, iar astrologii spun despre săgetător, în general, care are un mod nesăbuit de reacționat la provocările celor din jur și care un slab echilibru interior, chiar mai slab decât al balanței sau al racului. În mod obișnuit, săgetătorii nu-și calculează mișcările, ei numai le intuiesc. Deși eu au ochii deschiși, de multe ori nu văd nimic cu ei. Capricornul, aici e încurcată treaba, capricornii sunt niște robi ai muncii, dacă a muncit deasupra, dar poate să fie un defect, da? Și ăsta e un defect, pentru că prea multă muncă, zice că n-a omorât pe nimeni, dar nici prea multă lene n-a omorât, așa, combinația... Nu pot să cred că spuneți că a muncit e un defect. Păi asta spun ei, nu eu. A, ei spun despre ei, dacă munca asta de asurda non-stop așa, poate să fie considerat un defect. Dar în schimb sunt iubitori de bani, dar nu știu ce să facă cu ei. Nu le place riscul și sunt răi la pagubă. Sunt neiertători, dar le place să lovească în mod corect și direct. Deci necruțătorii Capricorn vor fi adesea liberi cugetători. Fir răzbunătoare, țin să-și ducă răzbunarea până la capăt. Se mai poate spune despre zodia Capricornului că nativii sunt foarte încăpățânați. Din punct de vedere sentimental, cei din Capricorn pot fi niște pragmatici și niște interesați. Femeile din Capricorn se spune că fac tot posibilul ca în casă să cânte ele în locul cocoșului. Dar de multe ori cântă cotcodac și nu cucurigul. Femeile Capricorn, da. Spuneți. Vărsătorul... Se impun în casă. Da. Foarte bine. Cine vreți să se impună în casă? Acum între noi fie vorba. Păi da, dacă n-ai o zodie de pământ care să te scoată din ale tale, ce faci? Cauți două. Că nu ți-e de ajuns una. Exact. Vărsătorii sunt făcuți să stea în pătrățica lor, să nu-i atingi, să nu-i perturbezi, să nu-i scoți. Au trăiri foarte bogate, foarte diverse, dar niciodată cu aceste trăiri nu vor ajunge undeva pe culmi. Nu cunosc situațiile limită, e un defect. Însă și nativii vărsători, când e vorba de lene, se duc spre ea și majoritatea celor născuți în vărsători caută să doarmă la fel de mult ca și racii. Dorm foarte mult, pentru că ei trebuie să-și facă somnul de frumusețe. Imaginea lor contează mult mai mult decât activitatea care o desfășoară. Deci în spate. O combinație între o balanță și un vărsător este practic sortită. O balanță cu un vărsător este catastrofală. Combinația. Zice, sună cineva la ușă, te duci tu, te duci tu? Că eu nu mă duc.
Deci te întreabă dacă te duci tu, că eu nu mă duc, ți-a dat verdictul. În plan sentimental, vărsătorii nu trăiesc deloc intens. De aceea, de foarte multe nu ori, intens. nu reușesc să duc o căsnicie a la lung. O încearcă, da? Și dacă au văzut că n-a reușit, nu mai au foarte greu îi determini să mai intre într-o altă căsătorie, într-o altă căsnicie. Poate li se întâmplă. Nu, mai s-au învățat să-și comande singuri, să execute singuri și din bucuria de a nu face nimic tot singur, e fantastic. Hai să vedem și ultima zodie, peștii. Peștii, da. Cei născuți în zodia peștilor le place foarte mult să vorbească foarte mult. Sunt guralivi, îi deranjează pe cei din jur, nu sunt pătruși de spiritul democratic și însă radicali în principii, adesea chiar neadaptabili. Uneori nativii din pești, nativilor le e greu să gândească în perspectivă, ei trăiesc momentul, clipa. Când întâmpină dificultăți, pot deveni egoiști, autoritari, poruncitori și să te ferească Dumnezeu că zodia asta dublă trece de la o extremă la alta foarte repede. Sunt caracterizați ca un puhoi de îndoieli, deși la fațadă totul este în regulă. Se spune despre femeia născută în zodia peștilor că vrea prea mult. Vrea prea mult ce? Orice. Orice. Ea nu vrea atât, vrea mai mult. Deci peștaica este foarte avidă de tot felul iar de lucruri. Iar concluzia, vrea prea mult. Prea mult. Vrea mult e una, dar ea vrea prea, prea mult. Merge la nu, dar e bine să știe domnii care se combină cu peștoaice, nu? Ca să, nu, vă valid ei. E important să știm defectele astea, pentru că, evident, te înham la ele dacă ai de combinat cu o persoană dintr-o zodie anume.